Salutare tuturor și bun venit pe canalul meu! Eu am pregătit dosarul de Craiova și aș vrea să spun așa pe scurt cam ce am băgat în el. Culmea este că doamnele de la Craiova preferă să le așezați actele într-o anumită ordine ca să nu stea să pierdă timpul. Și am așa fișa de înscriere care o descărcați de pe site-ul lor și mare atenție cum o completați, pentru că au niște preferințe, mai bine în unele locuri unde nu sunteți convinși de ce vreți să scrieți acolo, mai bine lăsați loc liber. Spre exemplu, mi-aduc aminte că anul trecut când am fost la înscriere, mi-au spus că la diplomele de BAC și de licență să scriem în loc de Ministerul Educației și Cercetării, să scriem MEC, adică inițialele denumirii, și cum scrie la mine pe diploma de licență Ministerul Educației și nu știu ce, să scriu prescurtările respective, pentru că de la an la an s-au schimbat și trebuie să respectăm prescurtările respective. Adică s-ar putea să difere de la mine la altul cum sunt trecute pe diplome. Că așa erau ministerele pe vremea denumite. Și trebuie să aveți mare grijă cum completați asta, trebuie să aveți și consimțământul scos. Dacă nu, din câte știu eu, vi-l dau și de acolo. Înainte să depuneți dosarul cu actele la Craiova, trebuie să mergeți să plătiți taxa, care pentru medicină este ușă în ușă, una lângă alta. Dar să nu vă inducă în eroare cozile care sunt acolo. Deci prima dată este fișa de înscriere. A doua este diploma de BAC, pe care eu una va trebui să o duc copie legalizată. Sper din suflet să mi-o accepte, pentru că am și originalele, numai că eu nu pot să le las la facultate. Și știu că sunt foarte strict din punctul ăsta de vedere că trebuie să le lași originalele. Dacă nu ai originalele, neapărat trebuie să le duci o adeverință de la facultatea unde ți-ai dus originalele, cum că ești student acolo și în calitate de ce ești și dacă ești la buget sau nu. Eu nu am o astfel de adeverință pentru că nu am actele nicăieri, le am în posesia mea, dar nu vreau să le las pentru că examenul este pe 24 la Craiova. Iar pe 22 luni o să dau și examenul la Brașov. Rezultatele se vor da pe 23, iar pe 25 până la ora 2 trebuie să-mi fac înscrierea în cazul în care voi intra la Brașov și nu voi intra la Craiova. Și nu voi avea timp să mă duc până la Craiova 3 ore să-mi iau actele, să mă întorc la Pitești și după aia să plec la Brașov. Așa că o să mă rog de ei într-un fel sau altul să-mi lase actele și să pot să fac această mișcare. Și sper să facă o excepție pentru că mâine este ziua mea și sper să fie indulgenți. Vă mai trebuie foaia matricolă de la liceu, tot așa în original, aveți grijă să nu le pierdeți. Certificatul de naștere în copie legalizată. Nu știu dacă o să-mi ceară și originalul ca să confirme, dar o să-l iau și pe acela după mine. Copie după buletin. Certificatul de căsătorie în cazul meu, pentru că sigur mi-l va cere și eu l-am și legalizat. Nu știu dacă trebuie sau nu. Adeverință de la medicul de familie, cum că sunt aptă de treabă. Și cu examenul de sifilis. Foarte interesant, da. Știu. Care nu trebuie să fie de mai mult de o lună de zile, nu știu, exact ceva de genul. Oricum eu l-am făcut la Sante și mi-a venit rezultatul de pe zi pe alta. A fost foarte ieftin, undeva la 15 lei. Mai am diploma de licență, care este tot așa legalizată, pentru că să vedem unde ne ducem. Pentru că anul trecut mi-a cerut adeverință cum că am terminat și în adeverința asta mi s-a spus să specific cum că am făcut la cu taxă. Ca în cazul în care
voi avea șansa să intru la buget, să poată să mă treacă la buget, pentru că dovedesc că am făcut la taxe. Deși mie anul trecut mi s-a părut o mare prostie, pentru că le-am zis, ok, trebuie să dovedesc că am făcut la taxă, dar eu am făcut la particular. Nu este suficient că nu am, că la particular nu beneficiez de buget. Și a zis, nu, trebuie să aduci. Și pentru că anul trecut am picat tot de ziua mea, au făcut excepție din cauza asta, nu știu, am înțeles că au sunat ei la Brâncoveanu, au confirmat faptul că eu am făcut la cu taxă și am rezolvat treaba. Și mai am suplimentul de diplomă, care tot așa arată situația de la facultate și este foarte importantă și asta trebuie să fie în original. Mai că eu duc copii. Toate le duc copii. Pentru că nu am altă soluție. Iar pe lângă toate hârțogăraiele astea, pentru că la Brașov a fost foarte ușor, m-am scris online și acolo în cazul în care intru trebuie să mă duc cu originalele. Dar, na, fiecare mărie cu fiecare pălărie. Și trei poze tip buletin. Mai cer la Craiova. La Brașov cer cam aceleași acte, numai că o să vă povestesc altă dată. Abonați-vă, stați aproape, dați like, share dacă vreți, ce vreți voi. Vă mai aștept pe canalul meu. Pa!